Astăzi vă prezint unboxing la un ventilator, unul dintre cele mai bune ventilatoare de radiatoare pentru culorile de pe lichid. Exista pe vremuri, sau pe vremuri, acum câțiva ani, doar maro, culoarea clasică Noctua. E, acum, cei de la Noctua s-au gândit că lumea vrea negru și cu colțuri multicolore, au zis, hai să facem, au făcut. Modelul este NF A12, varianta PVM. Cam așa arată cutia. Modelul este Chromax. Și pe spate ne arată un picuț ventilatorul. Ce știe, este pe versiune neagră. Specificațiile. Pot vedea. Are 22 de decibel. Da, e silențios. Haideți să vedem ce găsim în pachet. Cam așa suntem inventați. Ventilatorul în sine. Colțurile. Arată rău. Vine și cu colțurile lui standard. Ia să vedem. Așa. Are cablu care este detașabil. Așa. Cam așa. Pe spate nu are colțuri puse, evident. Cam așa. Celelalte culori, vi le arăt imediat. Acestea ar fi celelalte culori. Și să vedem în pachetelul ăsta ce avem. Avem o dată o garnitură cu colțuri negre. Cum am spus, gândit pentru radiatoare, așa că e folosit pentru radiatoare. Și avem garnitura aceasta. Și bineînțeles, celelalte colțuri și niște ventilatoare, niște șuruburi de ventilator. Bun, dau cutia, haide să vedem ventilatorul în sine, cum este. Cam așa arată. Palele, din câte se vede, sunt exact ca la cel maro, doar că au un fel de, să zicem, carbon, sau, da, o textură specială. Consumul e același, construcția este una extrem de rigidă, spre foarte rigidă, și pot să spun că e o plăcere să-l folosim. O să revin cu câteva păreri după o săptămână, două de la utilizare. Vă mulțumesc pentru vizionare, o zi cât mai bună, la revedere!